Au fost mai multe lucruri adunate în decursul celor trei ani de zile. Bineînțeles, primul an întotdeauna este ca și în căsătorie, este extraordinar, și după aceea trebuie să mai poți să și gestionezi lucrurile. Dar, până la urmă, am ajuns într-un moment, acum, în momentul în care peste câteva luni sunt alegerile locale și europarlamentare și ne trezim că noi suntem un partid, de fapt, fără membri. Cum ați spus dumneavoastră că mi-am dat demisia, da, nici nu știu cum să spun, având în vedere că eu nici măcar nu, nu sunt membru aur, eram un simplu suporter, mă gândesc, sau ce eram acolo, bineînțeles și împuternicit să coordonez organizația locală Timișoara. Cum adică nu erați membru aur? Păi au venit adeziunile de la București în biroul de la Timișoara și când m-am uitat pe adeziunea mea pe care am semnat-o acum trei ani de zile, am văzut că de fapt nu este semnată, nu este aprobată, deci nu există. Acesta ar fi motivul principal al demisiei dumneavoastră? Acestea sunt unele dintre, dintre subiectele care m-au deranjat. Sunt niște lucruri care s-au întâmplat, de exemplu, și acum, la nivel național, s-a luat o decizie de a merge cu lumânări. La alte partide politice, vă spun sincer, nu m-aș fi dus nici la PSD, nici la PNL, nici la USR, la absolut niciun partid politic să aprind lumânările. Totuși, să aprinzi o lumânare înseamnă sau semnifică ceva. Nu cred că trebuie să ne batem joc de aceste lucruri, având în vedere că aur, acum pot să zic, se dă drept un. Partid care este cu religia, cu familia, adică totuși trebuie să facem unele diferențe.